alte pasiuni din astea costisitoare mai ai, în afară de vânătoare? În primul, am îndrăgostit, așa să spun, de vânătoare, pentru că îmi place și foarte mult să merg prin pădure, să mă duc, să mă plimb. Asta mă recrează, să spun așa, și când am puțin timp liber, merg, am și o mașină. Tot așa de preparată, mergi prin pădure. Preparată, da. Ai echipa. Și câine de vânătoare, bănuiesc. N-am, câine n-am. Ai câine. Sunt în tratative cu mama, dacă ea trebuie să aibă grijă de ei. Ok. Revenind la fotbal, a fost un sezon european dezamăgitor pentru FCSB, probabil cel mai slab din ultimii mulți ani. CFR, în schimb, a făcut treabă remarcabilă, s-a calificat în primăvară europeană, urmează meciul cu Lazio. Ce șanse le dai celor de la CFR? Eu cred că au șanse. Dacă nu mă înșel, au jucat în urmă cu ceva timp cu Lazio. Nu știu dacă în grupe sau în primăvara europeană. Și cred că au ieșit bine. Rezultat, cred că au câștigat la Cluj. Șanse și de calificare, zici? Da, eu zic că da. E o echipă organizată, o echipă experimentată, un antrenor experimentat și avem, să spun așa, exemplul lor, unde au jucat de la egal la egal cu Sevilla, cu multe echipe bune. Se vorbește despre Stanciu, posibilitatea ca Stanciu să revină în Liga 1, chiar la CFR Cluj. Patronul Varga a vorbit despre lucrul ăsta. Dan Petrescu, bineînțeles, spune că și l-ar dori. Crezi că e posibilă revenirea lui Stanciu în fotbal românesc? Eu cred că nu. Nicu e la un nivel foarte bun. Din toate punctele de vedere, cred că și salarial în China. A jucat la Slavia, a făcut-o foarte bine. Și nu cred că a revenit. Nici măcar pentru miza asta de a fi mai aproape de echipa națională, că totuși e o diferență și de fusorar, dar și calitativ așa, fotbalul european față de fotbalul din China. Da, într-adevăr, dar nu știu la ce se gândește el, care sunt, să spun așa, lucrurile care el le ia cel mai mult în considerare, în aspectul financiar, fotbalistic, sunt niște lucruri la care te gândești când ai o vârstă sau când te apropii de finalul carierei. Totuși, CFR Cluj e o echipă care plătește niște... Da, știu, dar nu cred că se compară. Nu cred că se compară cu ce are el sau ce a avut prin... Trebuie să-ți stabilești așa niște priorități, să spun... Apropo de asta, știu că ai spus recent că mai bine te-ai fi dus în zona arabă să trenezi. A fost o discuție, cineva a venit cu o ofertă. Eu mi-am dorit să rămân la Pitești, dar lucrurile se schimbă foarte, foarte repede în fotbal și... Dar ai așa creionat? Nu știu dacă ar fi fost o opțiune, probabil de aia ne-am luat-o nici în calcul, știi? Uh-huh. Și ieri am fost sunat de cineva cu o astfel de propunere. Tot de acolo, din zona aia? Da, din zona... Și acum o recalculezi, o regândești? Nu, chiar asta. Bine, era o discuție cu o echipă din Liga 2 arabă, dar banii foarte buni. Și chiar l-am întrebat pe agent, crezi că asta e o opțiune pentru mine ca să mă dezvolt ca antrenor? Și el a spus nu, doar din punct de vedere financiar. Și zic ok, mă gândesc la 37 de ani la aspectul ăsta sau mă gândesc să cresc și să devin un antrenor bun? Și pe aia, pe parcurs, cu siguranță vor apărea alte... Chiar asta voiam să te întreb, cum îți creionezi cariera de antrenor? Că bănuiesc că ai un plan. Da, e foarte importantă a doua experiență, să spun așa. Prima, pentru mine, cred eu că e bună, așa să spun, per total, ca medie de puncte. Am făcut niște puncte bune, că zic eu. Chiar am văzut o statistică, 1,6 puncte pe meci. Este un punctaj care te duce liniștit în play-off, să spun așa, semifinala de cupa anul trecut, Cupa României. Iar acum e importantă a doua echipă unde merg, că trebuie să confirm și să am rezultate bune. Ți-ai dori să fie tot aici în România? În Liga 1, în play-off? Play-off, nu știu,
depinde ce... Important e să... În momentul în care ai oferta, va trebui analizat. Mă gândesc așa, să fie ceva peste FC Argeș. Acum nu știi ce-ți oferă, ce-ți oferă viața și fotbalul. Nu știm. La FC Argeș a fost o perioadă bună, așa cum ți-am spus, cu bune și cu rele, dar per total o experiență din care eu am învățat foarte multe. Mă întorc la FCSB, nu vreau să te forțez să zici ceva dacă vrei sau dacă nu vrei să mergi acolo, pentru că ne-ai spus că n-au existat negocieri. Practic. Nu pot să vorbesc pe ceva care nu există la momentul ăsta. Dacă va exista, vom vedea la momentul ăla. Cum ți se pare lotul FCSB-ului dacă crezi că există vreo posibilitate ca ei să rateze play-off-ul cu lotul pe care l-au? Eu nu cred la lotul care l-au. Acum s-a terminat și această competiție europeană și jucătorii cred că și ei sunt motivați să ajungă în play-off. Și... Cum vezi lupta la titlu sezonul ăsta? Dacă s-ar menține punctele din clasament, acum punctele actuale, cred eu că farul ar fi greu de prins din urmă, să spun așa. Fără înjumătățire. Fără înjumătățire. După aceea, cu înjumătățire, ați văzut că se echilibrează clasamentul. CFR, FCSB, crezi că CFR-ul, mă rog, e mai sus, FCSB-ul CSB-ul, Rapidul, o bagi și pe FCSB în calcule pentru titlu? Da, eu zic că da. Rapid, sunt echipe care au în componență jucători buni. Craiova au o echipă bună, un antrenor bun. Echipa națională urmează din martie, începem campania preliminară pentru campionatul european. Crezi în calificarea asta? Da, eu cred în calificare, cred și în Edi. Mă bucur că a existat continuitate la nivelul băncii tehnice, pentru că e important. El probabil în această perioadă, care a fost așa o perioadă în care a cunoscut jucătorii, a chemat jucătorii, i-a rulat, să spun așa, i-a chemat la echipa națională și cred eu că știe ce are de făcut pentru a califica echipa națională la un turneu final și am încredere. Asta e o problemă, continuitatea în fotbal românesc, mai ales la echipele de club. Sunt puține oameni de conducere care au răbdare cu antrenori. Da. Nu știu. Dânsii știu ce... Cum gândesc despre club, ce vor să... Fiecare club are o filozofie și se bazează pe niște... Pe final de emisiune, vreau să întreb de problemele de sănătate pe care le-ai avut la meciul cu FCSB. Te-ai recuperat? A fost ceva serios? Nu, am fost și eu luat prin surprindere, dar după aceea toate testele medicale au fost ok. Ai avut vreun moment în care ai spus, băi, trebuie să o las mai moale cu fotbalul, poate e prea mult stres sau trebuie să iau în vacanță sau... Nu. Și vacanța, e bine să stai acasă și când eram fotbalist îți doreai vacanța, dar stăteai o săptămână, două, trei, după aceea îți lipsea programul ăla și la fel și acum ca antrenor. E frumos să stai în vacanță o săptămână, două, trei, da, dar după aceea... Deci, concluzia e că abia aștept să te întorci în antrenor. Da, da. Că o fi FCSB, că o fi altă nu echipă. Nu vreau să fac presupuneri, pentru că, vedem. Așa cum ți-am spus, nu... Bine. Andrei Prepelță, mulțumesc foarte mult și pentru prezența în emisiune. Mulțumesc că ai venit în dimineața asta tocmai de la Pitești. Tocmai de la Pitești, nu. Traficul mai mult în București a fost mai costisitor. În rest, autostrada a fost ok. Mult succes în carieră pe viitor. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Pe curând.